coordonator la primăria, la primăria Târgia Turzii. Eu cred că alegerea pe care noi am făcut-o este o alegere corectă, este o alegere bună. Se înscrie, de fapt, în ceea ce se întâmplă, de fapt, și în țară, și ceea ce am trăit astăzi, care sper să fie un început a ceea ce trebuie să urmeze. Și sloganul nostru este schimbarea cet acum. Cred că este un moment acum, chiar și din ziua de astăzi, din seara asta, să începem această schimbare. Acesta este crezul nostru, aceasta este ideea cu care am pornit în tot ce vrem să facem, punct de vedere politic, la nivelul municipiului Câmpia Turzii. Cred că persoana domnului Avram Gal, ca reprezentant al unui partid care este Partidul Conservator, un partid care dorește să introducă un altfel de politică, o altfel de modalitate de a vedea lucrurile în societate, pornindu-se de la dimensiunile politice, ne îndreptățește să credem că schimbarea se poate face acum. Deci schimbarea, o dorință se facă. Este, de fapt, dorința noastră, de fapt, este o expresie a ceea ce se întâmplă în societatea românească acum. Și se întâmplă, evident, în societatea românească, manifest în societatea românească, începând cu iarna aceasta. Deci, eu cred că și schimbarea aceasta de guvern, căderea acestui guvern, este, de fapt, o urmare firească a nemulțumirii crescânde de la nivelul societății românești. Acest lucru nu se putea, era imposibil să nu se materializeze și în dimensiunea politică. Și acest crescendo pe care l-am remarcat cu toții în ceea ce înseamnă apropierea tot mai multor politicieni la USL, cu gândul unei schimbări care trebuie să se facă, pentru că, de fapt, fiecare dintre parlamentari simte acest lucru prin faptul că este într-o relație mai mult sau mai puțin directă cu electoratul pe care, care l-a ales, de fapt. Astăzi, eu sunt, cum să vă spun, cred că schimbarea trebuie făcută și se poate face. Și această schimbare în Câmpia Turzii o reprezintă Avram Gal și Partidul Conservator. Avram Gal l-am susținut și îl susținem cu toții cei din Partidul Conservator. Mi-aș fi dorit ca Avram Gal să fie reprezentantul USL-ului în lupta aceasta pentru primăria Câmpiei Turzii. Cred că niște orgolii care se vor dovedi până la urmă după aceste alegeri că au fost totuși nemeritate și fără suport, ne-au obligat, de fapt, Partidul Conservator să mergem singuri în alegerile care vor urma. Evident că suntem aproape de colegii noștri din USL, însă lupta pentru primăria din Câmpia Turzii este o luptă pe care noi o ducem cu Avram Gal în frunte de unii singuri. Același lucru și aceleași motive ne-au împins pe noi, de fapt, să fim tot cu reprezentantul nostru, cu Dorel Corcodean, la Turda. Deci dacă vrem să facem schimbare, trebuie să o facem. Și acest lucru noi încercăm să-l facem și să încercăm să exprimăm acest lucru populației din Câmpia Turzii și populației din Turda, care să înțeleagă și prin votul lor să ne poată ajuta ca să câștigăm alegerile locale, obligând pe noi, evident, ca în momentul în care ajungem la conducerile celor două primării să putem să oferim ceea ce se poate oferi, dar corect și sincer. Cred că și acest lucru este foarte important în politică. O să
schimbate și de acest gen, fără aceste dedesubturi uneori mutare care apar în viața politică din România, dar probabil că nu numai în România, ci și în alte părți. Dacă doriți, pot, aș mai comenta oarecum ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României, pentru că de acolo vin chiar acum. Cursul dimineții nu era sigur de votul care a consfințit vederea Guvernului. Lucrurile s-au dezvoltat pe parcursul dimineții, când mai multe persoane din cadrul PDL-ului și al UNPR-ului, dar și al minorităților naționale, au înțeles că este momentul unei schimbări. Guvernul ungureanu este al doilea guvern din istoria postdecembristă care cade la o moțiune de cenzură. Dacă vă mai amintiți, a mai fost guvernul Boc, acum câțiva ani. Guvernul ungureanu a avut cea mai scurtă viață. De ce a avut cea mai scurtă viață, după părerea mea? Pentru că, de fapt, era o copie și aia destul de cum să spun, fruă sau neclară sau nereușită a guvernului care a fost schimbat, al guvernului Boc, cel dinainte. Rău, discuțiile în Parlament au fost, le-ați văzut poate și la televizor, au fost și discuții care poate nu au fost în fața camerelor de la PD, dar cert este că acum trebuie să apară un nou guvern. N-aș putea să vă spun, pentru că, sigur, guvernul va fi, primul ministru va fi numit de către președintele Băsescu, ori gândirea președintelui Băsescu este greu de descifrat. Deci, cine pe cine va numi? Acum s-ar putea ca în momentul în care vorbim noi deja să fie numit un nou prim-ministru care trebuie să facă un guvern. Părerea mea este că, în orice caz, guvernul care vine va trebui să treacă de urgență, să gestioneze problemele țării, ca orice guvern, dar trebuie să pregătească cu repeziciune alegerile parlamentare, în așa fel încât guvernul care va apărea în urma alegerilor parlamentare să fie un guvern credibil, adică al unei majorități pe care populația să o susțină. Ori în acel moment, acel guvern își asumă toate responsabilitățile, fiind un guvern ales. Pentru că altfel vom continua să fim într-o situație de aceasta de ambiguitate și nu cred că este bine. Cred că acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede. Ce va fi, vom vedea, poate chiar acum, în timp ce discutăm noi, vom vedea cum este. Eu vă mulțumesc, n-aș vrea să vă mai țin foarte mult. Mulțumesc pentru atenție. Îi dau cuvântul domnului Avram Gal, care de fapt este figura centrală a întâlnirii noastre de astăzi, el fiind candidatul, cum spuneam, al Partidului Conservator la primăria Constituției și eu sper din tot sufletul și cu toată sinceritatea viitorul primar al Constituției. Oamenii de la meciul Câmpia Turzii aproape că și-au pierdut locurile de muncă. Câmpia Turzii n-a reușit să atragă investitori suficienți pentru a oferi locuri de muncă și avem tot mai multe probleme în Câmpia Turzii. De aceea, programul nostru este de a atrage cât mai mulți investitori în municipiul Câmpia Turzii. Pentru aceasta am discutat cu conducerea Mecel. Le-am propus ca majoritatea spațiilor din interiorul Mecel Câmpia Turzii să fie închiriate, ca eu să pot să atrag investitori în Câmpia Turzii. Am reușit până în acest moment să aduc o societate comercială care au vizionat și în foarte scurt timp va face propunerea pentru Mecel pentru a închiria o hală, pentru a face producție în Câmpia Turzii. Noi, Partidul Conservator și eu personal, cred că în Câmpia Turzii, în perioada următoare, în mandatul de 4 ani pe care o să-l am, încercăm să atragem peste sau până la 3.000 de locuri de muncă sau în mandatul de 8 ani de zile pe care sunt fel convins că o să-l avem împreună cu colegii. Deci aceasta este prioritatea numărul unu pentru noi, locurile de muncă. Având în vedere relațiile pe care le am externe, o să-mi pun la dispoziție toate aceste relații pentru a reuși să aducem cât mai mulți investitori în Câmpia Turzii,
ca cetățenii municipiului Câmpia Turzii să poată să aibă unde să muncească, să nu mai fie nevoit să plece din țară. Al doilea lucru important pe care ne-l propunem și o să realizez în cel mai scurt timp după ce o să ajung primarul municipiului Câmpia Turzii, e readucerea electrică, gaz și ANAF înapoi. Nu mi se pare corect ca societățile comerciale să facă zilnic drumuri la Turda. Pentru ce? Pentru că și noi suntem plătitori și noi plătim la buget. Este o greșeală pe care a făcut-o guvernarea PDL și sper ca noi, noua guvernare USL, să reușim să redăm și sunt fel convins că vor reda oamenilor tot ce au pierdut. Pentru că noi nu suntem o comună, nu tindem, cum au făcut colegii noștri din PDL, să aducă Câmpia Turzii la statutul de comună și eu vreau să fim un municipiu, un municipiu model pentru România din toate punctele de vedere. Al treilea lucru important pentru noi este izolarea termică a blocurilor. Dacă vă aduceți de aminte, în mandatul trecut, când am candidat de primar, foarte mult și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor care m-au votat și atunci și sunt fel convins că de data asta o să mă voteze mai mulți oameni și o să ne voteze pe noi. Izolarea termică a blocurilor pentru mulți dintre contracandidații mei era un vis. Sau spuneau, Avram nu se poate să ducă niciodată la deplinire pentru că nu există legislație. Vreau să vă spun că în acești 4 ani de zile, toate primăriile mari din România, toți primarii care au dorit să facă ceva pentru oamenii lor, au izolat termic blocurile și au rezolvat această problemă a oamenilor. Oamenii au început să devină săraci, nu pentru că ei nu sunt pregătiți, nu pentru că nu sunt harnici, pentru că guvernul care au condus România în această perioadă i-a dus pe oameni spre sărăcie. Iar nici în un moment nu s-au gândit să facă ceva benefic pentru ei. Izolarea termică a blocurilor și a caselor din Câmpia Turzii consider că este o prioritate, decât să dăm banii pe sensuri giratorii, decât să facem o fântână arteziană cu 120.000 de euro, cred că era benefic să facem proiecte necesare, iar pe urmă să atragem fonduri europene. Sunt foarte mulți angajați la primărie, în biroul de atragerea fondurilor europene. Vreau să vă spun că ei, probabil, și de această cale vreau să spun că în primăria municipiului Câmpia Turzii sunt oameni foarte bine pregătiți. În primul rând, aș dori să ofer angajaților din primărie toate condițiile necesare. Iar pe urmă, oamenii care vin în primăria Câmpia Turzii să se simtă foarte bine, să aibă condiții, să-i primească angajații cu drag, iar noi, cei care vom face parte din conducerea primăriei Câmpia Turzii și angajații, să ne simțim ca într-o familie. Și toți împreună cu colegii mei, să facem toate demersurile și să alocăm banii necesari pentru a izola termic blocurile din Câmpia Turzii. Pe urmă, susținerea sportului din Câmpia Turzii este din nou o prioritate pentru noi. S-au încercat și se încearcă lucruri pentru a aduce tinerii din varul, de la internet, o parte dintre ei, dintre tineri, cu regret vă spun, și din Câmpia Turzii au început să se drogheze, poliția a făcut toate demersurile și au stopat în mare parte acest fenomen. Noi vrem să oferim tinerilor din Câmpia Turzii posibilitatea să facă sport în Câmpia Turzii și acest lucru va fi o prioritate. Din nou, sub traversarea pe sub calea ferată este o prioritate pe care o să o am în mandatul meu. Am promis și data trecută, a fost prezent domnul ministru Orban. Sunt ferm convins că o să am înțelegere suficientă ca banii să fie alocați nu de la primăria municipiului Câmpia Turzii, ci de la CFR Infrastructură. Cam astea sunt în mare ideile pe care le am și ceea ce vrem să facem pentru municipiul Câmpia Turzii. Am propus o listă de consilieri locali, oameni cu experiență, oameni care majoritatea dintre ei nu au mai făcut politică, oameni care au reușit în viața de zi cu zi, iar pentru viitor, noi toți vrem să ne dedicăm cetățenilor din municipiul Câmpia Turzii. Ca toate aceste proiecte să le pot duce la bun sfârșit și multe altele, o să facem o lansare a tuturor și a candidaților de consilier, unde o să invităm toată populația municipiului Câmpia Turzii, unde o să expunem în amănunt tot ceea ce vom vrea să facem pentru oameni, o să informăm în perioada următoare de campanie electorală cu tot ce este nevoie. O să avem 2 sedii puse la dispoziție, unde oamenii să poată să ne găsească. Din 10 mai până în 10 iunie, eu voi fi în fiecare zi la sediul din centrul
municipiului Câmpia Turzii, unde pot să vină cetățenii pentru a discuta cu ei, pentru a ne propune anumite lucruri care noi le-am uitat și vrem să dânșii vor să le implementăm în proiectul nostru de viitor. Eu o să fiu prezent, sediul partidului este în centrul orașului, unde a fost banca Bancpost.